găsit, dragi telespectatori, la o ediție mai neobișnuită a emisiunii Care a și Viața. De la început vă spun, l avem ca invitat pe fratele John Militaru. Fratele John, mulțumesc că ai chitat să fie alături de noi. De obicei, pe fratele John Militaru îl asociem în, în discuțiile noastre și chiar văzut la televizor cu rugăciunea, puterea cuvântului rostit, rugăciuni pentru vindecare, pentru eliberare, rugăciuni de binecuvântare. Astăzi l-am provocat cu o temă nouă, mai deosebită, chiar înainte de a intra în această înregistrare i-am spus despre ce o să vorbim, de când s-a surprins, dar nu cred că am reușit. Am vrea să vorbim despre finanțe, despre binecuvântări în zona materială și uh, un titlu provizor pe care la început acestei emisiuni l-am... Uh, propus discuției noastre, planul lui Dumnezeu pentru finanțele tale. Și cred că este un subiect important, frate John, am venit amândoi, nu numai pentru că ambele lucrări în care slujim amândoi, John Militaru ministru și Alfa Mega TV, sunt lucrări pe care foarte, foarte mulți dintre cei care ne urmăresc ne ajută ca să mergem mai departe, ne finanțează, dar pentru noi, ca persoane, ca și membri, ca parte din trupul lui Hristos, este important modul în care administrăm finanțele. Și o să discutăm câteva lucruri la început, bineînțeles că vom și ruga în partea a doua a emisiunii. Am pornit această discuție pentru că în multe biserici și în România și în Statele Unite unde locuiești și viețuiești, e o mentalitate că a fi creștin înseamnă a fi sărac, de exemplu. Alții spun subiectul despre bani și zona materială este un subiect care nu are de-a face cu biserica. Alții spun a fi binecuvântat. Înseamnă a fi prosper, și nu intrăm în planul Dumnezeu. Sunt tot felul de lucruri pe care vrem să le demontăm, să le da. discutăm în emisiunea de astăzi. Câteva gânduri. De ce e important subiectul acesta despre bani pentru noi, creștinii secolului 21? Banul nu este singurul lucru care toată lumea leargă, în toate locurile se duc, în toate țările să muncească ca să facă un ban, pentru ca să-și aibă o posibilitate financiară, să-și crească familia, să a, poate să-și plătească anumite cheltuieli pe care le are și unii chiar să prospereze, să-și cumpere anumite proprietăți. Într-adevăr, Evanghelia e pe gratis. Dacă să o duceți, trebuie finanțe. Și e o mare bucurie să vorbesc despre lucrul acesta, pentru că totdeauna am spus la telespectatori, când explic anumite lucruri și principiile pe care eu mă bazez pe baza Cuvântului Lui Dumnezeu, le-am practicat prima dată și totdeauna am văzut rezultate. Deci, Într-adevăr, e, e o învățătură pe care eu am practicat-o. Dacă aș fi o învățătură care am ascultat-o la altcineva și mi-a plăcut foarte mult cum a vorbit și aș lua-o și aș da-o mai departe... Sau ai fost învățat de american, încă da. în mijlocarea trăiești. Deci atunci n-ar avea efect atât de mare ca să aducă chiar binecuvântarea lui Dumnezeu, că, de exemplu, dacă schimb numele de la prosperitate la binecuvântare, mulți oameni vor binecuvântare, nu-i așa? Deci... Binecuvântarea sau prosperitatea, Dumnezeu vrea din orice punct de vedere să prosperăm. Este un verset acolo în a treia epistolă către Ioan, zice, cum prosperă sufletul tău, așa să prospereze și sănătatea ta. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să prosperăm din orice punct de vedere. Și pentru ce să avem sănătate? Ca să putem să avem putere de muncă, să putem să ne întreținem familia și totodată să putem să slujim pe Dumnezeu. Chiar o să citesc acest verset, pentru că am vrut să ne învârtim în jurul lui mai mult din a treia epistolă către Ioan. În în limba română, în traducerea Cornilescu, spune așa, Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să spărească tot așa cum spărește sufletul tău. Am apărut în traducerile din limba engleză, cuvântul a binecuvânta este folosit, tradus cu a prospera și multă, confu... prospereze. multă confuzie adusă în limba română, mai ales că în limba română este o, e o întăritură, să zic așa, e yeah. o mentalitate. Cuvântul prosper nu are cea de-a face cu ideea de creștin și chiar de la început să frate John, să dacă nu ne place cuvântul a prospera, a fi prosper, să folosim cuvântul a fi binecuvântat. Absolut. Cumva să și mergem mai departe. Această, în această epistolă către Ioan, în fond, vedem că e vorba de binecuvântarea, dorința către noi, al Domnului și lui Dumnezeu, da. al Dumnezeu. Da. Și să ne binecuvinteze în toate privințele. În toate privințele nu? Nu? Deci când e vorba în toate privințe, este în, prosperit, în binecuvântare. Eu folosesc prosperitate că e mult mai adecvat, dar cuvântul de a fi binecuvântat pământește, de a fi binecuvântat spiritual și de a fi binecuvântat cu sănătate. Găsim pe Avram, care a fost cel mai băgat om în vremea lui, care Dumnezeu îl binecuvântat și aveam prosperitate și binecuvântare. Din orice punct de vedere, lucrul acesta s-a transferat la băiatul lui, în continuare la Isaac, după aceea la Iacob și așa mai departe. Toți au avut prosperitate în orice punct de vedere. Dar găsim că au fost oameni care au onorat pe Dumnezeu din tot ceea ce le-a dat Dumnezeu și nu exista legea pe vremea lor. Deci ei, prima dată când l-au onorat pe Dumnezeu, au avut dinăuntru lor, de la Dumnezeu, să-i dea a zecea parte lui Dumnezeu și să-L onoreze pe Dumnezeu din tot ceea ce Dumnezeu le dă, că și Dumnezeu le ia binecuvântat din orice punct de vedere. Și chiar mă gândeam la începutul emisiunii, chiar vorbeam, vreau să vorbesc despre o întâmplare din Vechiul Testament, ca să o putem pune în Noul Testament, să vedem ce înseamnă în Vechiul Testament binecuvântarea lui Dumnezeu sau prosperitatea și binecuvântarea și prosperitatea lui Dumnezeu care o avem în Noul Testament. Mulți spun, Vechiul Testament a fost altfel cu zecerile, Noul Testament trăim sub har, uh... E diferit, abordarea aceasta a finanțelor, diferită în Vechiul Testament și Noul Testament, dar încerc, încerc, să ne spui că în fond sunt niște principii care funcționează peste principii tot. Principii care funcționează și de fapt, cum am spus, Vechiul Testament, zeciala a fost înainte de lege. Avram, de unde a știut Avram să dea zeciala? De unde a știut Isaac să dea zeciala? De unde a știut Iacob să dea zeciala? Și una dintre lucrurile care m-a impresionat foarte mult, am vorbit chiar, am făcut și programe speciale, ani în urmă, despre lucrul acesta din... A doua Episolă către uh, împărați. deci doi doi împărați. Imbrația. Capitolul uh, 4, unde vorbește, în versetul 8, este vorba despre o femeie care, uh, în sunem, zice Elisei, când trecea prin sunem, acolo era o femeie foarte bogată. Aici găsim o femeie bogată care nu avea nevoie să primească nimic de la Dumnezeu. Ea stăruia de Elisei. Că ori de câte o trece pe acolo să să mănânce la ea și să se oprească, să poată să mănânce. Și zi a zis bărbatul ei: Conform istoriei, dacă citiți, doi împărați, realizăm că bărbatul era mult mai bătrân ca ea și se subînțelege că el era foarte bogat, bărbatul ei, prin faptul că ce avea lucrători la lucru, și ea, la rândul ei, l rugat pe bărbatul ei: Hai să-i facem o cameră în partea de sus a casei. Să faci o cameră, treci prin multe modificări, trebuie să dai acoperișul la o parte, trebuie să, să construiești o cameră, zice deci, să-i facem o cameră omului Lui Dumnezeu. Pentru că am văzut că ori de câte o trece pe aici, să aibă și un loc de poposire. Și atunci i-au făcut o mică odaie sus, în versetul 10, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Și ori de câte ori se întorcea, cu Gehazi, care era împreună cu el, slujitorul Elisei, se oprea acolo și se culca în camera respectivă. Și la un moment dat Elisei zice, cu ce aș putea eu să răspătesc femeia aceasta? Și zice lui Gehazi, zice, cheamă, întreabă, are nevoie să pun un cuvânt la împărat, are nevoie să, să vorbesc pentru ea, are nevoie de ceva. Și ea a zis, nu am nevoie de nimic, sunt sunt foarte bine cumpărat, o am tot ce-mi trebuie, cu alte cuvinte, bărbatul meu are multă trecere, el este bogat, deci nu, nu, avem nevoie de nimic. Și totuși, Gehazi zice către Elisei, zice, dar ea are nevoie de un fiu, pentru că ea nu este arpă, nu poate să facă copii. Și atunci Elisei îi spune, zice, la anul pe vremea asta vei avea un copil. Femeia aceasta, nu-i găsim numele cum o cheamă, dar îi zice Sunamita, adică că era din Sunem. Femeia aceasta zice, dar nu mă înșela, Zice, eu sunt prea bătrână la vârsta asta să am un, un copil. Și totuși, așa s-a întâmplat, capitolul 4 arată mulți ani ca trecut, Domnul i-a dat în, în primul an un copil, așa cum a fost cuvântul Domnului prin Elisei. Și se întâmplă că și deci, copilul moare la vârsta de 12 ani, când era la câmp cu lui, Și ea a, a, a fost adus la ea, copilul a murit, l-a pus în patul omului lui Dumnezeu, în camera de sus, în binecuvântarea pe care el, ea a făcut-o pentru omul lui Dumnezeu și când a ajuns în camera de sus ea a plecat la omul lui Dumnezeu istoria e foarte lungă spune că Elisei până la urmă a aflat despre ce este vorba, s-a dus a înviat pe copil și găsim mai târziu că trece mulți ani și ne ducem în capitolul capitolul 8 aș provocatele spectatorii să citească istoriile acestea din doi împărați. Este niște istorie extraordinare care, care, sunt lucruri reale. Dar în capitolul 8, Elisei a zis femeii la un timp anumit, aici are este că femeia nu mai, nu mai, era cu soțul ei, cu alte cuvinte, cred că soțul ei murise de bătrânețe și spune femeii, zice, scoală-te, du-te tu și casa ta. Nu îi zice tu și soțul tău, tu și casa ta. Și locuiește pe unde vei putea, că va fi o mare foamete de șapte ani de zile și foamea de aceasta a și început. Femeia zice, s-a sculat, versetul 2, și a făcut după cuvântul omului Dumnezeu, a plecat, ea și casa ei și a locuit șapte ani în țara filistenilor. Se întâmplă o, o întâmplare foarte e, interesantă, că Gehazi îl găsim că stă de, stătea de vorbă cu împăratul. După șapte ani de zile, Gehazi era în casa împăratului. Și explică împăratului toată istoria femeii acesteia, cum Elisei i-a spus că va avea un fiu, cum ea s-a ustenit și a făcut o cameră omului Lui Dumnezeu și cum, cum a, 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 totdeauna îi ospăta și le dea de mâncare. Uh, și explică femei uh, împăratului și chiar în ora aceea, în timp ce Gehazi stătea cu împăratul, femeia aceea vine și bate la poarta împăratului. Mă gândesc că împăratul a văzut-o pe geam în curte și a întrebat cine e femeia aceea de acolo. Și Gheazi a zis, oh, de chiar femeia despre care vorbim. Și îi trimite vorbă femeia la, la, la împărat și spune, am venit să-mi iau înapoi pământurile și casa care am părăsit-o acum șapte ani în urmă. Gândește-te că era secetă, șapte ani de zile nu s-a produs nimic pe pământul respectivă. Dar ce înseamnă să-L onorezi pe Dumnezeu, să faci ceva pentru Dumnezeu chiar în timp de bogăție, când nu te aștepți să primești nimic de la Dumnezeu. Mulți, mulți zice și în poporul nostru, zice, eu îi dau lui Dumnezeu, dar nu aștept să primești niciodată nimic de la mine. Le-am spus la frații noștri, zic atunci să eliminați versetul din Luca 6 cu 38. Ce spune acolo? Zice, dați și vi se va da. O măsură bună, clătinată, îndesată, încât se va vărsa pe deasupra. Cu ce măsură măsură, cu aceea se va măsura. Deci să-l scoatem afară din Biblie versetul meu, că nu e bun, nu e valabil pentru cei care nu cred că Domnul poate să le dea înapoi ceea ce el dă. Și, încă Și o măsură explic. amplificată, dublă. Și am să explic puțin pe parcurs, în limita timpului, dar femeia aceasta când a bătut la ușa împăratului, a bătut exact la ora potrivită, la timpul potrivit. Credeți că a fost coincidență lucrul acesta? Eu cred că nu. Dumnezeu a programat toate lucrurile în așa fel încât când ea a venit înapoi, împăratul i-a zis, nu-ți dau numai pământurile înapoi, dar îți dau pe șapte ani tot ce a rodit aceste pământuri. Fără nicio taxă și nimic. Nimic. Dați seama că pământurile n-au rodit nimic. Ce trebuia să rodească, că așa spune în versetul, versetul 6, zice, împăratul a întrebat pe femeie și ea i-a faptul, apoi împăratul i-a dat un dregător care i-a zis, vezi să se dea înapoi tot ce este al femeii acesteia cu toate veniturile ogorului din ziua din care a părăsit țara și până acum. Adică șapte ani de zile, femeia aceasta n-a produs nimic pământurile, nici măcar pentru un părat, chiar dacă împăratul le-a avut asupra lui pământurile în țara respectivă și Domnul a binecuvântat-o nu numai că bărbatul ei murise ea a ajuns să fie pribeagă străină prin țara filistenilor cu casa ei, vă dați seama că nu era ușor să poți să pleci în altă țară că ne putem relata noi deoseb românii care am părăsit România și ne-am dus în alte țări pentru un venit mai bun sau pentru un trai mai bun, nu e ușor să începi totul de la zero din nou și ea practic a început totul de la zero din nou prin faptul că a venit înapoi să-și iară numai pământurile, să le muncească în continuare și casa care a părăsit-o. Dar a primit o binecuvântare ce nu poate să-și imagineze. Șapte ani de recoltă, care nici măcar nu a fost făcută recoltă timp de șapte ani de zile, Dumnezeu i-a dat de șapte ori înapoi. Și Vreau să facem o diferență lucrul ăsta, să vedem. Acum, un principiu este foarte clar. Acea femeie a dat, fără să fie interesată, dacă va primi ceva să înapoi. Fie da. Și a doua idee că Dumnezeu are el o a lui, agenda lui, o... un caiet de notițe a lui și la timp potrivit răspătește. Și al treia, a treia, când Dumnezeu orchestrează lucrurile și la momentul potrivit, exact cum a fost această coincidență, el are momente prin care să răspătească. Și aș mai adăuga eu, uneori răsplata nu este imediată, este după un timp. Și această semănare a femeii și-a văzut răsplata peste șapte ani de zile. Poate mulți, mulți dintre cei care zic da, dau și mâine vreau să primeze la Domnul ceva, poate pentru mulți este și un timp al așteptării. Absolut, absolut. Și în Noul Testament găsim pe Domnul Isus, care vorbește de fapt în Evanghelia după Matei, când o, o femeie a venit la el și a turnat mirul pe capul lui, când era Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosu. Și acolo s-a găsit niște ucenici care au avut caz pe ei, femeia aceasta și a zis, ce mare risipă! Mirul acesta, ea a avut un, un alabastru, un vas de alabastru cu mir foarte scump, se spune în istoria, care a fost uh, salariul pe un an de zile a unei persoane. Deci a fost foarte scump mirul respectiv și zice că l-a spart vasul și l-a turnat pe capul Domnului Isus Hristos și au zis uh, ucenicii, unii zice, cu banii aceștia puteam să vindem mirul cu banii care îi luam, dădeam la săraci și cât săraci putea să fie hrăniți. Și Domnul Iisus le spune așa, de ce face supărării femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pe săraci aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mai aveți totdeauna. Și aici fac o legătură. Că am spus la început, Evanghelia e pe gratis. Dacă să o duci, îți trebuie finanțe. Care este casa lui Dumnezeu? Ne putem duce în în capitolul 3. Cei care cunoaște Biblia poate să-l să citească. Unde spune, zice, Sunteți blestemați atât atât cât opriți zeciuielile și darurile de mâncare. Unde e, e, și care sunt zeciuielile? Care trebuie să le aducem la casa Domnului? Casa Domnului suntem noi. În, în lăuntru nostru este templul Duhului Sfânt. Din picină că Dumnezeu nu mai are un loc anumit la templu, cum era în vechime, în care toți veneau și aduceau darurile Și templul avem în lăuntru nostru Și unde este casa Domnului Unde ar trebui noi să ne aducem zeciuielile Mulți oameni zice întrebarea Ce aș putea să fac cu la mea Aș putea să o dau o parte la și O parte în casa lui Dumnezeu În biserica la care aparțin Sau la misiunea de care mă hrănesc Și eu le-am dat o, un advice Adică o, un sfat, un sfat. Un... Și am zis așa Conform cuvântului Lui Dumnezeu, care Domnul Iisus vorbește, zice Pe săraci aveți totdeauna, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Și cum spune și Iacob, că religiunea adevărată și cercetăm pe văduve și pe orfan. Zeciuiala aparține Domnului la Casa Domnului, dacă câștiga suflete pentru Dumnezeu. Dacă biserica locală câștigă suflete pentru Dumnezeu, este e locul bine, cel mai potrivit. Este să de de da zeciuiala. Dar dacă o misiune câștigă suflete pentru Dumnezeu, cum e mulți, de exemplu, nu au o biserică locală, nu, nu au un loc unde să poată să-și să dea zeciuiala. Și atunci... Poate să dea la o misiune, cum este Alfa Omega TV, care câștigă suflete pentru Dumnezeu, sau la un loc unde se vede prosperitatea aceea de a câștiga suflete pentru Dumnezeu. Și de Dumnezeu. a extinde împărăția lui Dumnezeu, cum zicem. Împărăția lui Dumnezeu. Dar ce facem cu săracii? Acum întrebarea se pune. Din ce, din ce îi îi hrănim pe Deci o primă concluzie. Deci ala este pentru Domnul. Este pentru banul casa Domnului lui și e nevoie de discernământ și de înțelegere biblică de a identifica ceea ce înseamnă casa Domnului în diverse situații, în diverse culturi, în diverse zone sau situații ale diverselor persoane. Iar sărace sunt cei care sunt lângă noi pe orizontală, să zicem așa. Și care noi trebuie să-i hrănim din ceea ce ne rămâne nouă. De ce să luăm de la Dumnezeu, să hrăni îi hrănim pe sărați, să zicem Doamne iau din punga Ta. Deci din, din cei 10%, din 10 de cei. La sută și de acolo eu vreau să hrănesc săraci, Nu. Eu, ca să hrănesc săraci trebuie să iau din ceea ce îmi rămâne mie, ca să pot să-i hrănesc pe văduve, pe orfan, zice, totdeauna veți avea în jurul vostru. Și există două răsplăți aici pe care le-am găsit în, în Cuvântul lui Dumnezeu. În uh, Proverbe 19 cu 17, spune așa: cine îi dă săracului, împrumută pe Dumnezeu. Asta înseamnă că dacă îi dau săracului. Literal vorbind, acum, nu e necesar să se întâmple așa, dar dacă îi dau săracului 100 o, o de lei, domnul îmi dă înapoi 100 de lei, că îi dau împrumut, nu? Deci. Uh, S -s banii mei, adică nu ia, sunt banii domnului. Deci sunt banii, avea, sunt mei. banii domnului ca să să-i dau lui. Eu, eu dau un exemplu. Eu din 90, de când am început lucrarea asta, am căutat să cumpăr, de exemplu, frigidere la anumite uh, familii de săraci. Am cumpărat mașini de spălat. Uh, din picinea aceasta. Când am avut nevoie de mașină de spălat sau de uscat în America, american, n-a trebuit să banii din buzunar, că cineva m-a la ușă și a zis zice: "Eu vreau să cumpăr o mașină nouă de spălat. Eu vreau să cumpăr o mașină nouă de uscat. Sau vreau să cumpăr un frigider." Și nu s-a întâmplat imediat după o o lună sau după un an. S-a întâmplat numai când am fost eu în nevoie. Și am realizat că eu am semănat, mi s-a dat înapoi ce am dat. Deci am dat frigiderul, mi-a dat frigiderul înapoi. Dau un exemplu acum. Acum nu e necesar ca cei care mă ascultă telespectatorii să se întâmple același lucru. Dar practic vorbind, când îi dai săracului Dumnezeu, îți dă înapoi ceea ce tu dai. Dar când îi dai lui Dumnezeu, aici este, este problema care de fapt Apostolul Pavel îl, îl definitiviază în, în 2 Corinteni, în capitolul 9, vorbește atâta de, de clar și de liber și nu am timp în emisiunea aceasta când ar trebui ore întregi ca să discutăm și să dovedim cu Scripturi și toți cei care de fapt au, pot să spun cei care nu vor să dea lui Dumnezeu niciodată și totdeauna va găsi un nod în papără să zică uite, se... am puțin, să nu, poți, să Acum, să nu pot lui nu, dar, dar când îi dai lui Dumnezeu, Dumnezeu îți dă 100% înapoi adică din orice în punct sutit de vedere, eu, mult mai în sutit ai citit, ai citit în uh, epistola 3 -a lui Ioan, zice să, fii bine, să prosperezi, adică să fii binecuvântat în toate lucrurile. Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze financiar, vrea să ne binecuvinteze spiritual, vrea să ne binecuvinteze cu sănătate, vrea să ne binecuvinteze uh, munca noastră, locul nostru de muncă. În momentul când eu seamăn binecuvântare peste cineva, binecuvântarea lui Dumnezeu vine peste mine, pentru că ceea ce eu seamăn aia voi culege și Apostolul Pavel de fapt numește Aidalul Dumnezeu o sămânță pe care am înțeles-o mai târziu. Am înțeles-o după câțiva zeci de ani, după ce predicam Evanghelia, acum 30 de ani aproape nume, nu chiar 30, 28 de ani în urmă am înțeles ce înseamnă să devin sămânător. Pentru că mulți oameni în practic zice, eu n-am nimic să-i dau lui Dumnezeu poate se uită chiar acum la noi niște pensionari care au o pensie sau foarte. sau oameni mică, bodeași, care al, sau oameni care câștigă un salar foarte greu, cu multă muncă și cu multă osteneală, și zice, din banii aceștia, eu câștig, de exemplu, dau un exemplu, 600 de lei pe lună, eu trebuie să-i dau 60 de lei domnului de 10%. Banii lui, banii și apoi domnului să domnului. mai fac și ceva bine face din ce îmi rămâne. E un sacrificiu extraordinar și eu cred că e un sacrificiu extraordinar. Dar dacă unul câștigă 6.000 pe lună sau you know, 16.000 pe lună și dă tot 60 de lei pe lună, pentru el este numai un. nimic, ca un. un ciucuc, se zice. Da. ceva nesemnificativ. În momentul când noi reușim să înțelegem că Dumnezeu ne vrea să devenim semănători, ce e un semănător? Eu n-am trăit la țară, dar până la vârsta de 5 ani am stat la bunicii mei care am văzut cum semănau și vedeam că ei dacă seamănă un bob de porumb, porumbul acela nu ieșea un bob înapoi și ieșeau 50, 100, un ștulete, 2 ștulete, seamănă un bob de grâu, nu să numai un bob de grâu, iasă 10 și sute de bob de grâu, de ce? 30, 60 sau 100. Deci vedeam că ceea ce ei seamănă, ei așteaptă o recoltă. Și Apostolul Pavel vorbește în 2 Corinteni, în capitolul 9. Și aș vrea să să, debni, citim să vorbim versetul. puțin de la versetul uh, 6, începând, zice, să știți că cine seamănă puțin, puțin va se cera, Dar cine seamănă mult, mult va se cera. Și aici găsim că nu este vorba de un plugar, nu este vorba de un, un țăran care seamănă și este vorba de cel care îi dă lui Dumnezeu, că zice versetul 7 în felul următor. Fiecare să dea cum a hotărât în inima lui. Deci, nu cu părere de rău sau de silă, căci cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Un, și mă opresc puțin aici că vreau să continui. Vesetele următoare sunt foarte importante. Când un țăran seamănă o sămânță, el se bucură că are o sămânță să o E bucuros că i-a dat Dumnezeu posibilitatea aceasta să strângă de o parte sămânța, că în, în, vechime, acum o cumperi sămânța, că e tratată și așa mai departe, dar în vechime nu era sămânță tratată și așa mai departe, era, era sămânță pe care tu o luai din roadele cele mai bune. Ce și o puneai deoparte, viitor, deoparte da. pentru, anul viitor, viitor. Că dacă tu o mâncai sămânța, nu mai avea nicio recoltă anul care urma. Rămâneai cu pământul nelucrat, că nu aveai ce să se în el. Deci, Lucrătorul seamănă cu. A, țăranul seamănă cu atâta bucurie. Și cu, în inima și cu așteptare. Cu în inima lui ca să aștepte o recoltă. Și în momentul când el pune sămânța, nu numai că o aruncă într-un pământ aiurea, pregătește pământul. Și am să explic puțin în câteva cuvinte importanța că, pregătirii, pregătirii, pământului. pregătirii pământului și cum să-l ude, cum, cum să, să facă să crească sămânța respectivă, să caute să nu fie iarbă, să nu fie, să fie plivită, cum se zice, cred că sunt corect cuvântul. Da. Deci, deci să caute cu toții din sus să o îngrijească să poată să-și dea roada maximă pe care o așteaptă să o dea. Și dacă să puțin, e ceva normal să primești mai puțin recoltă, dacă să mult e ceva normal să primești mai mult. Și aici, vorbind conform Bibliei, Dumnezeu are intenția să ne binecuvinteze cu mult, ca să semănăm mult. Dar dacă noi zicem, Doamne, eu îți dau ție, dar nu aștept să mă binecuvintez cu nimica, înseamnă că nu aștept nicio recoltă când tu sameni. Eu nu știu dacă ai întâlnit vreodată un țărat, să zic că eu sam am în sămânța de eu nu aștept să iasă nimic de acolo. Fac așa că așa trebuie făcut. Așa trebuie cu... făcut, că am învățat de la tata, de la mama. Deci eu îi dau, dar nu, nu, nu cred că am întâlnit un țăran de genul ăsta, că altfel nu s-ar apuca să muncească. Nu? Ar zice, mai bine stau liniștit în patul meu și mă odihnesc decât să am o sămânță care știu că nu iasă nimic de acolo. Din contră, eu aștept să iasă. Și spune Apostolul Pavel în felul următor, zice, fiecare Recitez versetul 7. Fiecare se dea cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, că cine dă cu bucurie, îl iubește pe Dumnezeu. Deci trebuie să ai o bucurie să sameni, să-i dai lui Dumnezeu, să fii parte la, la recolta aceea de a câștiga suflete pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, vă poate umplea de orice har. Cuvântul har aici înseamnă, înseamnă milă, înseamnă, înseamnă binecuvântarea spirituală și pământească. Pentru că, spune, pentru că având totdeauna toate lucrurile din destul, din abundență, să prisosiți din orice faptă bună, de deci scopul lui Dumnezeu este să ne binecuvinteze în continuare. Nu am întâlnit o persoană să-i zică, Doamne, eu ți-am dat, dar Tu nu mi înapoi. Deci, ți-am dat mai mult decât mi-ai dat Tu. Chiar femeia aceea, din Vechiul Testament, ea a zis, eu îți dau ție, Doamne, dar eu am nevoie de nimic, pentru că ea n-a știut că mai târziu se va întoarce roata, că a trecut mulți ani de când ea a construit -ă, camera aceea. Deci gândește-te că ea, a, cred că a trecut în jur de 20 și ceva de ani, pentru că copilul a avut 12 ani când a murit, după aceea a mai trecut un timp, după aceea a mai trecut un timp când a trebuit să meargă șapte ani să iasă din țara ei, mai așa poate a durat 20-25 de ani, n-am calculat exact, dar zic eu cu aproximație. Și după 25 de ani, femeia asta s-a văzut cu nimic. Deci n-a mai avut nimic. O pribeagă venind și Dumnezeu a binecuvântat-o de șapte ori mai mult. Nu i-a dat înapoi numai ce a cerut. De șapte ori mai mult. Cu atât mai mult când noi dăm lui Dumnezeu, că spune așa, și Dumnezeu poate să vă umple de orice har pentru că având totdeauna toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice fapt bun. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, după cum este scris. Am împrăștia și a dat săracilor neprihănirea lui rămâne în veac. Și aici este secretul, versetul 10. Zice, cel ce dă sămânță sămănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de sămânat ca să facă să crească roadele neprihănirii voastre. Dacă nu dorești să semeni sau dacă zici eu n-am ce să samăn, nu ești un semănător. Tu trebuie să dorești să sameni. Am făcut rugăciune chiar în Suedia, am predicat ultima dată la o biserică și, și în Danemarca, puțin, dar în Suedia, mai mult, în care le-am explicat la oameni să ceară o sămânță. Că mulți dintre ei au zis, zice, noi venim aici, muncim cu ziua, avem foarte puțin. Ce să-i dăm noi lui Dumnezeu? De deci să dăm ceva care să simțim. Și am zis, uite care e situația. Hai să ne rugăm Domnului. În primul rând să doresc să fii semănător. Dacă nu dorești să fii semănător, Dumnezeu nu poate să dea un om care nu vrea să semene. Poate Dumnezeu să dea la un țăran care nu vrea să semene să sămânța? Poate să dea. Al doilea rând, când îți dă Dumnezeu o sămânță, nu se aparține ție, tu trebuie să o dai mai departe. Trebuie să binecuvintezi pe altul. Pentru că sămânța aceea depinde binecuvântarea pentru restul de recoltă care tu trebuie să o ai în anul următor sau în anii care urmează de foamete sau în timpul în care, care e de nevoie. De eu, uh, deci tu când lui Dumnezeu, îi dai lui Dumnezeu, tu trebuie să aștepți totdeauna să vină recolta necesară. Cum o dăm sămânța? Secretul. Asta treab... față, Pot, poate unii care au primit sămânță de semănat, o consumă. În loc să păstreze pentru semănat sau să o dea mai departe, spun că este nevoie pentru hrană și exact cum spunea din aur, acei oameni se privează de binecuvântarea de semăna de a da mai departe, a fi binecuvântare pentru alții. Pentru că mulți spun, sunt vremuri grele, noi nu avem timp de a investi, a da în alții, a da a ajuta Lui Dumnezeu sau celor alții. Noi avem nevoie de o hrană zilnică și trebuie să consumăm ceea ce am primit de la Dumnezeu. Este și acesta riscul, a consuma sămânța care în fond e destinată de Dumnezeu pentru semănat. Eu dau un exemplu. De multe ori că acum e un alt subiect, dar numai un minut ating subiectul ăsta. Știți că spune în Deuteronom 16 cu 16 că sunt trei sărbători specifice în care oamenii niciodată să nu vină cu mâna goală înaintea lui Dumnezeu. Și noi totdeauna le considerăm sărbătorile acestea foarte uh, uh, reale în ce privește întâlnirea noastră cu Dumnezeu și recolta care o avem nevoie pentru următorul an. Și eram dată literal, câțiva ani în urmă s-a întâmplat lucrul ăsta la noi că și misiunea noastră noi ce primim dăm mai departe la alte misiuni ca să putem să avem o recoltă, că altfel dacă nu curge o apă de la un timp, nu mai e miroase și seacă. Trebuie să în continuu să vină apă cu... Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze ca binecuvântarea să curgă prin noi. Și eram odată și m-am unit cu soția mea și am zis uh, de 1 cu 11 spune că veți fi binecuvântați până la al neam. Solomon a adus o mie de jerfe. Și am zis, o mie e un număr semnificativ, dar nu aveam o mie de dolari să dăm, nu aveam, practic nu aveam nici o sută în accountul nostru de ministri. Și am zis, uite ce scrie aici, Dumnezeu dă sămânță sămănătorului. Hai să facem o rugăciune. Și am luat-o pe soția mea să ne rugăm împreună ca Domnul să ne dea săptămâna asta o mie de dolari. Dar nu e a noastră. Noi vrem să o dăm mai departe pentru că sămânța pe care noi o primim, vrem să o sămânăm mai departe. Și ca să avem o recoltă la anul care vine, că e încheiere de an, mai avem încă multe facturi de plătit. Avem, deci o mie nu ne ajungea de fapt să plătim toate facturile care le aveam. Și ne-am rugat și în timp ce ne rugăm, m-am dus la a fost la mine acolo la poștă și am controlat la poștă și cineva mă sună la telefon și zice frate militarul zice am, Dumnezeu mi-a pus pe inimă chiar astăzi să-ți trimit o mie de dolari. În sfârșitul la soție, uite vine sămânța. Diavolul ți îmi spunea, zice, acum îți vine o mie de dolari, poți să achizi o parte din facturi. Și am zis, nu satano, asta este sămânța care am primit-o, eu trebuie să o sămân". Că dacă eu mănânc sămânța aceasta, mi s-a dus toată recolta. Și în momentul când am primit banii și i-am dat mai departe, am putut să văd până la încheierea anului, mai erau poate încă șapte sau opt zile, să vină restul de bani care trebuia să vină ca să pot să achit toate facturile și să pui ieșim din anul respectiv. Asta nu, nu spun să facă telespectatorii să dea o mie sau... Zice că cine, fiecare să dea din, din ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă, dar un om zgârcit niciodată nu va avea dorință să dea. Totdeauna va da ceea ce rămâne. Dar un om care are o inimă să dea lui Dumnezeu totdeauna va da ceea ce a primit ca să dea mai departe sămânța lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune în felul următor, zice, în chipul acesta, versetul 11, veți fi îmbogățiți în toate privințele. E, cuvântul tradus toate privințele sunt toate privințele, nu se poate traduce altfel. Inclusiv sănătate. N-ai cum să-l traduci finanțe. altfel. Spune, spune toate, toate. Sănătate, finanțe, prosperitate, binecuvântare Domnul în familie, binecuvântare de, you know, de, 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 cu copiii să fie binecuvântați. Ca prin orice dărnicie, deci ceea ce voi dați, că aici vorbește clar de dărnicie, care prin noi va face să aducă mulțumirul Lui Dumnezeu că și ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinților, nu numai că acopere nevoile Evangheliei, dar zice, este și o de multe mulțumiri către Dumnezeu, pentru că uh, tot apostolul Pavel vorbește în Filipeni, zice, uh, cât despre darea și primirea. Pot, pot să citesc da. versetul ăla, să vedeți acolo ce spune în Filipeni, nici nu l-am avut pe, în, în minte să-l citesc, dar în Filipeni, în capitolul uh, uh, 4, cu 17, de fapt, spune, zice, nu un după darurile, din potrivă, un după câștigul care prisosește în folosul vostru am de toate, sunt în belșug, sunt bogat, de când am primit pe Efrodit ce mi-a trimis un miros de bună, mi spus o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Deci, și versetul, de fapt, versetul cheie, versetul 15, unde spune a doua jumătate a versetului, darea și primirea. Deci, vreau să vă spun ce înseamnă darea și primirea. Deci, aici este cu duș și întors. Eu îți dau, Dumnezeu îmi dă. Exact cum spune Luca 6 cu 38, care mulți, mulți evangeliști ai noștri, biseicile evanghelice, vor să le scoată afară. N-ai auzit zicala asta, zice, eu îi dau lui Dumnezeu, dar n-aștept să primesc apoi". Atunci, de ce spune Domnul Iisus, dați și vi se va da o măsură bună, clătinată, îndesată, încât se va vărsa pe deasupra, cu ce măsură măsor, cu aceea se va măsura. Am numărat șapte lucruri care Dumnezeu vrea să te binecuvinteze dintr-un singur dat, când îi dai lui Dumnezeu. Exact ca femeia aceea care a fost binecuvântată de, de șapte ori. A venit binecuvântarea. cuvântarea. doar să subliniez. Sunt mulți care spun cele ce l a explicat fratele John înseamnă poate că facem cu Dumnezeu un târg, îi forțăm un lui Dumnezeu, noi dăm bani, dar îi spunem, Doamne, tu ești obligat acum să ne faci, dar Dumnezeu, în diverse locuri în Biblie, spune, el se uită la inima omului. Odată nu binecuvântează dacă își dă seama că noi avem în gândul nostru, el ne citește gândurile, gând să risipim sau să folosim în mod necuvincios ceea ce ne dă sau să consumăm sămânța și dacă nu avem bucurie și întredințarea că ceea ce facem este spre extinderea împărăției lui. Nu este un târg cu Dumnezeu, sunt niște principii biblice care funcționează. Și care noi depindem de ele. Dumnezeu totdeauna ne dă niște drepturi care ni se atribuie nouă. Deci nu este că noi facem un târg cu Dumnezeu, să zicem Doamne, eu îți dau, dar Tu să-mi dai. Pentru ce? Zice, mulți zice, nu primiți pentru că risipiți în plăcerile voastre. Dorința noastră este că de ce primim să fim o binecuvântare pentru împărăția lui Dumnezeu? De ce, de ce Domnul Isus îl trimite pe cei zecele proști să se arate uh, uh, preotului în Vechiul Testament? Uh, era, era nevoie ca, ca atunci când vine înaintea preotului să aduci un dar cei nouă s-au vindecat și au uitat de lucrul ăsta. Ce să mai aduc lui Dumnezeu? M-a vindecat Domnul? N-ai rost să-L mai îl pe Dumnezeu. Dumnezeu nu se uite la ceea ce îi dai, se uite la, la, inima ta și la intenția cu care tu asculți să-L onorezi, că ascultarea face mai mult ca jerfele. Deci, de multe ori, când, poate e cineva care ne urmărește și zice eu n-am decât 10 lei să-i dau lui Dumnezeu sau 50 de lei, că numai 500 câștig. Dar în momentul când te vede Dumnezeu că faci sacrificiul ăsta, că tu dai aia 50 de lei, care pentru tine este mulți bani dacă tu câștigi atât de puțin, este ascultarea face mai mult ca jerfele. Deci în momentul când tu vii înainte al Dumnezeu, zici Doamne, eu nu m-am sacrificat să-ți dau ție. Eu am ascultat de tine ca să pot să fiu binecuvântat așa cum este scris în Cuvântul Lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu ne binecuvintează nu din picinea jerfei și din picinea ascultării. Nu știu dacă face sens ce spun. Deci e, e ascultarea numărul unu, de a asculta de Cuvântul Lui Dumnezeu. Femeia din, de, din Sarepta Sidomului, când Ilie s-a dus la ea și zice Femeia, eu n-am decât un pumn de făină și un pic de ulei. Să-mi fac mie și copilul meu și voi muri. Și zice omul Lui Dumnezeu, dă mie prima dată și apoi fă și copilului tău. pe păi dacă în secolul 21 a auzit așa ceva cineva că s-a dus la o văduvă și a venit un, evangelist evanghelist sau un păstor și a zis a văduvă avea ultima mâncare care să o pună pe masă și a zis păstorul dă mi e prima dată să mănânc. Păi l-ar pune în toate ziarele, la toate noutățile. Zice vezi ce face bisericile ăștia? Ăștia fură de la văduve și de la orfani. Dar de fapt uh, Ilie a vrut să o binecuvinteze, că trei ani și jumătate nu s-a împuținat. Și de fapt n-a fost ce a dat lui Ilie. Și a fost ascultarea care a făcut să crească făina niciodată să nu se împuțineze și uleiul niciodată să nu se oprească. Pentru că ascultarea face mai mult ca jertfele. Și noi când vedem dincolo de cutie, că noi ne, în, în, engleză spune că we have to see over the box, adică dincolo de cutie, deci dincolo de ceea ce noi vedem firește, Că asta e credința. Atunci când noi îl ascultăm pe Dumnezeu, El ne binecuvintează din orice punct de vedere. Și mai e un principiu care probabil nu o să am timp în programul ăsta, poate altă dată am să explic ce înseamnă când vii cu cerințe, cu rugăciuni înaintea lui Dumnezeu să-L onorezi pe Dumnezeu. Nu ca să-L cumperi pe Dumnezeu. Și ca să asculți de cuvântul lui Dumnezeu care spune să nu vin niciodată ca David, zice, să mă ferească Dumnezeu să vin înaintea lui Dumnezeu cu o cerere să nu mă coste ceva este asta și în cultura românească, este un pericol. Sunt mulți care se duc la o rugăciune la preot sau la lider și plătesc pentru asta, dar nu știu exact cu ce gând. Sau alții care uh, știu, nu fac legătura. Exact cum a spus, uh, cumpăr o binevoință la Dumnezeu, o la Dumnezeu sau binecuvântarea Lui sau nu. Cum, cum funcționează acest lucru? Lucrul acesta funcționează în felul următor. Oamenii din necunoștință. Da, avem nevoie de Scriptură. Totdeauna le-am spus la, la, la frași și la surori și în general, în general la telespectatorii noștri care urmăresc programele noastre, nu contează de ce religie, de ce confesiune, de ce sunt, să, să ia o Biblie, să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Gândește-te când se duci în fața unui împărat, când te duci în fața unui om care ai nevoie de ceva, firește, vii cu un dar, chiar dacă vii cu un buchet de flori sau, eu știu, cu o ciocolată, cu ceva. Cu atât mai mult, tu când onorezi pe omul lui Dumnezeu, tu nu-l onorezi pe el, nu-i dai lui, nu-i dai la, la, la fratele pețan sau la sora Mirela sau la Jean Militarul Ministri, tu-i dai lui Dumnezeu și tu când vii cu darul respectiv, e atenția pe care tu vrei să-l onorezi pe Dumnezeu și atunci tu nu cumperi rugăciunea și tu, de fapt, îl onorezi pe Dumnezeu ca atunci când vii înaintea lui Dumnezeu să te rogi puterea cuvântului Dumnezeu să ia ființă și nu am, nu am, definitivat cum să udăm darul ăsta, sămânța noastră. În România, în America a plecat de multă vreme, frate John, în România sunt cazuri comentate și în presă, în ziare, de care pun în lumină mai nefavorabile lideri creștini din diverse confesiuni. Se vorbește și de corupție sau de folosirea nepotrivită a banilor în diverse biserici se întâmplă acest lucru, și în zona evanghelică, și în zona ortodoxă, și catolică. Și mulți credincioși spun, dacă dau la biserică, n-am încredințarea că ce lider va folosi în mod potrivit banul, cu ce aduc eu la Dumnezeu, pentru că trebuie să dau oamenilor în fond, pe chitanță, pe cont, ca donație. Ce le spunem acestor oameni care n-au așa încredințarea că banii lor vor fi folosiți corect de către lideri, care poate sunt și ei implicați în afaceri, nu întotdeauna cele mai bune? Eu le spun în felul următor. Deci, de la început, Dumnezeu a intenționat ca să pună slujitori ai Lui, care să câmpinesească casa Lui Dumnezeu și să nu fie iubitor de bani, spune lucrul acesta, sau iubitor de plăceri, să, să cheltuie pentru ei. Și la rândul lor trebuie să fie o, o, o binecuvântare pentru Dumnezeu, să binecuvinteze pentru Dumnezeu. Eu, eu, le spun la oameni să se roage, să se roage lui Dumnezeu. Diavolul niciodată nu îți va spune să dai. Și totdeauna Dumnezeu îți va spune să dai. Și Dumnezeu să, să le dea o pace și o bucurie înăuntru lor. Că atunci când tu vii cu darul înaintea lui Dumnezeu, tu să zici, Doamne, eu nu vin să-i dau lui fratele pe sau la sora Mirela, pentru sau că fiecare să la, la preotul cu tare, eu vin să-i dau lui Dumnezeu. Dacă ei ai pace înăuntru tău, știi că ai pus. Într-o mână bună, lucruri bune. Dar dacă nu ai pace înăuntru tău, Acum mai există și niște puteri ale, ale, corupției, care țara asta e plină de corupție. Am rămas uimit, uitându-mă la noutăți, câte corupție există, începând de la pe toate nivelele. cel mai înalt până la ultimul om. E un duh de corupție și mulți oameni din pricina duhului acesta de corupție care există, ei nu, ei nu mai și-au schimbat mentalitatea, ei crede că toată lumea e la fel. Și ei crede că ceea ce face el, face și ălălalt. Deci dacă eu îs înăuntru meu, cu mintea mea uh, poluată, cu duul acesta de a fura, de a minți, de a, uh, îi crede că și cel care face o lucrare a Lui Dumnezeu și ăla face același lucru. de aceea trebuie să ne rugăm Lui Dumnezeu ca Domnul să ne umple de Duhul Lui Dumnezeu, să ne umple de cunoștința Lui Dumnezeu, ca Duhul Lui Dumnezeu să ne facă să ne naștem din nou. Că atunci când ne naștem din nou atunci Dumnezeu ne pune pe inimă să putem să facem lucruri pentru Dumnezeu și în momentul respectiv când îi dăm lui unui om care este un slujitor al Dumnezeu, noi nu-i dăm lui, dăm lui Dumnezeu și la rândul lui el este răspunzător de ceea ce face el cu banii. Răspunzător direct, direct la Dumnezeu, direct cu banii care l-a primit și resursa care a primit-o. Absolut. Datoria noastră este să investim, ne călăuzește Duhul Sfânt și, în și să, pace, să avem pace Dumnezeu. și bucurie. E important ca să faci acest Am lucru. Am întâlnit mulți oameni care au zis vreau să-ți dau o anumită sumă. Și de multe ori am întrebat, zic, dar e sigur de lucrul ăsta? Și mă întreabă de ce? Pentru că aș vrea să știu cu ce motiv vrei să-L onorez pe Dumnezeu sau vrei să-mi dai mie ca să vezi ce fac eu cu banii. Și să vezi dacă eu am încredere. Și zice, nu, eu vreau să-L onorez pe Dumnezeu pentru că am simțit înăuntru meu să fac lucrul acesta pentru Dumnezeu. Atunci am să mă rog Domnului pentru sămânța aceasta ca Domnul să o binecuvinteze. Și totdeauna noi obișnuim să ne rugăm pentru sămânța respectivă, exact ca și plugarul. Hai care... să vorbim de, în ultimul sfert de ora emisiunii despre această responsabilitate după ce am pus sămânța într-un pământ bun, după ce am investit bănuțul nostru într-o lucrare care are de a face cu extinderea împărăției lui Dumnezeu, ce putem face după aceea? Cum udăm sămânța aceasta, vorbind în termeni agricoli? Cuvântul lui Dumnezeu este apa vieții. Și avem nevoie de cunoștință. Le-am spus la, multe ori la frați și la surori să citim Cuvântul lui Dumnezeu nu ca să ne mărim cunoștința noastră uh, intelectuală, și să putem să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu zilnic în lucrurile pe care le întâmpinăm. De exemplu, tu vii cu o sămânță și zici, Doamne, este scris în cuvântul tău, sămânța aceasta este scris, că tu dai sămânță sămănătorului. Și eu sămânând sămânța aceasta, eu mă rog ție, Doamne, să îmulțesc sămânța de sămânat. Deci tu o uzi cu cuvântul lui Dumnezeu, vorbind peste sămânța respectivă, să se mulțească. Îi spui sămânții să se mulțească, conform cuvântului lui Dumnezeu. Că este scris, zice, dacă vei zice și dacă vei crede ceea ce vei zice și nu te vei îndohi în inima ta, vei primi lucru cerut. Eu mă rog Domnului și cu ce scop mă rog să mă mulțească Dumnezeu sămânța? Ca să mulțească recolta. Și care e scopul meu să mă mulțească recolta? Să pot să mulțesc sămânța de sămânat. Deci eu, pe, Dumnezeu te binecuvintează pe măsură ce tu îți vede inima ta că tu e sincer să seameni în continuare. Și tu te rogi pentru sămânța respectivă pe baza cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori, diavolul vrea să-ți fure semânța prin felul de gândire prin care vine la mintea omului să se gândească, da, crezi că Dumnezeu mă ascultă pe mine? Crezi că Dumnezeu va lucra așa cum este scris, că El va mulți sămânța sămnătorului. Și atunci ne dă Apostolul Pavel atâtea exemple, că și el a avut problemă cu gândirea și a zis Aduceți orice gând rob ascultării de Hristos și împotriviți-vă brășmașului cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să iasă pe buza noastră și să rămânem neclintiți în promisiunea cuvântului Dumnezeu că la vremea hotărâtă, dacă nu vom cădea de oboseală, Adică cum să cădem de oboseală? Doamne, eu atât de mult am te-am onorat pe tine și nu văd nimic. E un cuvânt care deja vrășmașul vrea să-l scoți, ca în momentul respectiv, tu să-ți aducă îndoială și necredință și să oprească binecuvântarea Domnului, pe când Dumnezeu vrea ca noi să credem și să continuăm să vorbim cuvântul lui Dumnezeu peste sămânța respectivă, că va veni peste o lună, că va veni peste un an, că va veni peste 20 de ani, cum a venit la femeia respectivă. Dar dacă tu rămâi credincios, femeia respectivă a rămas totuși credincioasă, fără să aibă învățătura lui Apostolul Pavel. A rămas că omului Lui Dumnezeu și a continuat să-l onoreze pe omul Lui Dumnezeu în continuare, fără să se gândească că la anumit timp ea va culege de șapte ori mai mult decât ceea ce a semănat. Am un gând. Mulți introduc acest verset în discuțiile despre binecuntare financiară, acela legat de priorități. Sigur că un verset foarte cunoscut. Căutați mai întâi din Matei 6, cu că căutați mai întâi Lui Dumnezeu și toate lucrurile vi se vor da pe deasupra. Și aș adăuga la această discuție acest punct dacă sunt oameni, slujitori, credincioși sinceri care își pun ca prioritate, studiind cuvântul, rugându-se, căutând fața Domnului, nevoile împărăției, prioritățile împărăției, Dumnezeu se va îngriji de cele materiale, inclusiv de partea financiară. Este și o modalitate de a... Pentru că poate mulți vor, după discuția aceasta, să spună, da, de aici încolo ne preocupăm de bani ne vorbim de afaceri, ne vorbim de a Însă, Cuvântul Dumnezeu ne aduce aminte. Da, prioritatea vieții noastre de credincios este împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să va îngriji după aceea. Păi noi trebuie să ne gândim în felul următor. Dacă, pe, cu ce scop vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze? Ca să fim o binecuvântare pentru împărăția lui Dumnezeu, numărul unu. Al doilea rând, toate lucrurile rămân aici pe pământ. Nimic nu vom lua cu noi. Sunt oameni care au trăit o viață frumoasă, au avut bogății multe, dar în ce a plecat? a plecat cu nimic de aici, cu mâinile goale. Deci nu luăm cu noi nimic, cât investim mai mult în Împărăția Lui Dumnezeu, cu atâta noi vom primi răsplată în Împărăția Lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, noi trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu ca să putem să avem gândul Împărăției. Deci tot, tot scopul nostru se, se, se referă în jurul cuvântului Lui Dumnezeu de a fi, poate nu e cuvânt adecvat în, în creștinism să fim îmbogățiți. Dar Apostolul Pavel vorbește să fiți îmbogățiți în toate privințele, pentru ca în felul acesta să sporească tot mai mult mulțumiri către Dumnezeu. Cu ce scop vrea Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne îmbogățească, firește vorbesc? Ca în momentul când suntem îmbogățiți să putem să fim cu un sprijin mult mai mare pentru Evanghelie sau pentru Cuvântul Lui Dumnezeu să meargă. Dar dacă noi, inima noastră, ni se leagă de bogățiile acestei lumi, zicea tot Apostolul Pavel în Timotei, unii oameni, și-au pierdut sufletul căci inima lor s-a legat de bogățiile acestei lumi sau să se chinuie cu tot felul de gânduri și tot felul de, 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 chinuri, pentru că inima lor e legată de bogăția acestei lumi. Cu cât noi suntem binecuvântați, cu atâta noi să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Care e împărăția lui Dumnezeu? De fapt, împărăția lui Dumnezeu stă în trei lucruri. În ce? În pace, neprihănire, și bucurie în Duhul Sfânt. În momentul când eu nu mai am pace și eu mă gândesc cum să mă îmbogățesc, înseamnă că eu nu caut împărăția lui Dumnezeu. Și eu trebuie să caut cu tot din adinsul să pot să am pacea lui Dumnezeu. Ioan 14 cu 27 spune, vă dau pacea mea, nu cum vă dă lumea. Oamenii se gândesc că dacă au o casă mare, au o mașină ultimul tip, sunt binecuvântați, sunt binecuvântați și au pace. Din contra, apar mai multe probleme invidia, gelozia, oamenii, tot felul trebuie să păzească, trebuie să aibă bodyguard, să-i păzească și așa mai departe. Deci, pacea lui Dumnezeu nu constă în ceea ce ai, și constă ceea ce e înăuntru tău. Și de ce te binecuvintează Dumnezeu să fii tot mai mare, mult o binecuvântare? Pe unii oameni Dumnezeu nu poate să-i binecuvinteze. Și o spun cu tristețe lucrul ăsta, pentru că foarte ușor se depărtează de Dumnezeu și se lipesc de lucrurile materiale. Într-un într loc, lecumia de bani este o idolatrie, este o formă da. de păcat și a plecarea inimii către bani, către bune materiale, nu înseamnă neapărat că dorim să fim binecuvântați, înseamnă că punem acest lucru mai presus de prima prioritate. Prima prioritate. Și acest lucru trebuie să ne pocăim de el și trebuie să ne rugăm pentru asta. Absolut. Dar, așa o conotație foarte scurtă legat de un duc de sărăcie. Mulți spun, fac eu tot ce trebuie aici, dau bani la sărați, dau zeceala, dar e un spirit al sărăciei care vine din generații peste mine sau am făcut ceva greșeală. Vă rugați, frate John, și pentru Absolut. acest spirit? Poate două, trei cuvinte, pentru că s-ar putea să fie unii robe a unui spirit de sărăcie care a intrat în viața lor exact. sau a familie lor într-un anumit moment a unor decizii nefericite sau nepotrivite. America a fost, pot să spun, grânarul spiritual al lumii în care de acolo a plecat Evanghelia și suma de 200 de ani țara America este înființată. Iar dincolo, tot în America, există Mexic, există El Salvador, există toată America Centrală, care trăiesc într-o sărăcie lucie, majoritatea acolo. În Guatemala am fost, 70% din populația țării sunt săraci, de lipiți pământul, nu au nimic. Primul principiu care este este Cuvântul lui Dumnezeu, care America a fost construită pe, pe baza Bibliei, pe baza principiului Cuvântului lui Dumnezeu. În momentul când noi punem Cuvântul lui Dumnezeu, noi desfințăm. Blestemul și blestemul idolatriei. Când oamenii iubește mai mult lucrurile de pe pământ, sunt idolatrii. Poți să faci idol și dintr-un om, dar când e idolatria numărul unu bazat, e sărăcie pe pământul respectiv. Și am văzut foarte des cum multe localități care au fost luate de americani, le-au cumpărat de la Mexico, de exemplu, cum era San Diego, de care puteți să căutați, după. Un timp a devenit foarte prosperos pentru că oamenii au pus principiile Bibliei și s-au rugat pentru locul respectiv. Chiar am explicat într-una din emisiunile mele, care probabil nu, pot, nu toți au auzit lucruri de genul ăsta, când în anii 90 m-am dus pentru prima dată la socrul meu și după ce a căzut comunismul, după 12 ani de plecare și spunea socrul meu că pământul nu rodea nimic de la Cernăbăl în 86-87 a fost explozia aceea care a contaminat tot pământul și ne-am rugat literal pentru pământul lui ca să ridicăm blestemul, ca să nu aducă roadă. Și în momentul când ne-a rugat pentru pământ, blestemul s-a rupt, blestemul sărăciei și asta a fost în luna februarie 1990 și în luna iunie când ne-am întors înapoi. A zis, zice, socrul meu zicea, zice, atât de prosperos am fost sau atât de binecuvântat, binecuvântat. am fost, ce n-am fost eu binecuvântat în viața mea, zice, dar numai la mine, și am văzut secretul de a rupe blestemul care este pe pământ. Sunt și aspecte spirituale care au nevoie de o revelație mai deosebită, de o slujire mai deosebită legată de ruperea unor legături de sărăcie și de blestem pe anumite zone, lucrări, persoane, familii. Și primim la, aici la Alfa Mega multe scrisori și ar vrea să ne pregătim pentru rugăciune. Sunt oameni care au nevoi financiare. Sunt vremuri grele în România, în întreaga Europa, într-un fel, și mulți doresc, Doamne, binecuvântați-ne. Mulți se încred, poate noi aici la Alfa Mega, să ne rugăm pentru ei, dar ar vrea să ne uităm, rugăm în unitate de data aceasta cu ceilalți. Alt motiv pentru care am și provocat această discuție este, credem, ne-a spus Domnul pe inimă că în România Dumnezeu va, va extinde lucrările creștine, frate John. Și ai aceeași înțelegere ca și mine. Și Dumnezeu vrea ca lucrurile pe care ele face în România, cu români, cu biserici de români, fie că sunt în România, fie că sunt în alte locuri în diaspora, să fie sprijinite, finanțate de familii de români, de oameni care înțeleg principiile dărniciei, principiile investirii într-un pământ bun. Și cred că emisiunea aceasta și alte discuții vor avea, au de a face și cu dorința Domnului de a extinde în regim accelerat impactul Evangheliei în România și în țări, în întregile țări ale lumii. Și e important astfel de învățătură și de provocare pe care am avut-o noi astăzi, pentru ca mulți să înțeleagă niște principii biblice, dincolo de cultură, dincolo de religie în care fac parte. Funcționează Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu pentru da. aceste lucruri. Să ne rugăm, frate George, pentru cei care ne urmăresc, fie că sunt, abia acum au primit oarecare înțelegere ce înseamnă zeceală, dărnicie sau a spune într-un sămânț bun, fie că sunt poate afectați de niște lucruri care vin din trecutul lor legate de sărăcie care îi domine și care nu știu cum să, de care nu știu cum, cum să scape. Haide Haideți să ne unim o rugăciune cu cei care ne-au și fiți alături de noi dacă v-ați identificat una din situațiile pe care le-am pomenit noi aici. Atât. Aș vrea să fac o rugăciune și știu că foarte mulți care, dintre telespectatori care ne urmăresc programul nostru aici au nevoie financiare și eu cred că tu care urmărești ai nevoie financiare. Aș vrea să crezi Cuvântul lui Dumnezeu și vreau să crezi împreună cu mine, împreună cu fratele Pețean aici că este scris în cuvântul Lui Dumnezeu când doi se unesc să ceară oarecare lucru le va fi dat. Eu împreună cu tine, acolo unde ești, care nu te văd, dar Dumnezeu te vede, ne putem uni să rupem blestemul sărăciei. E foarte important ca blestemul sărăciei să fie rupt și cuvintele noastre să fie cuvântul Lui Dumnezeu să vorbim peste noi și casa noastră. Crede lucrul acesta, pune mâna pe pieptul tău și crede în clipa aceasta că Domnul se poate atinge de tine. Și am să fac o rugăciune. Doamne Iisuse, mă rog în clipa aceasta ca Tu să te atingi de telespectatorii noștri, de toți frații noștri și surorile care urmăresc programul acesta de pretutindem pe întreg pământul, care au nevoie financiare. Este scris, Doamne, în cuvântul Tău, Doamne, că Tu vrei ca să ne binecuvintezi, ca să fim o binecuvântare pentru împărăția Lui Dumnezeu. Și mă rog acum, în mod deosebit, să te atingi de fiecare persoană și orice blestem de sărăcie, Orice, ble orice blestem care l-au pronunțat ei cu gura lor peste ei, că ei totdeauna au fost săraci și ei vor rămâne săraci și vor muri săraci, îl anulez, îl aduc sub sângele mielului și comand în clipa aceasta blestemul să fie rupt pe baza cuvântului care Amin. este scris când, că tot ce vom lega aici, pe pământ, va fi legat în cerul și ce vom deslega aici va fi deslegat în cerul. Și mă rog, în numele lui Isus Hristos, ca orice blestem să fie rupt, Amin. în numele lui Isus Hristos și îi poruncesc Duhului de sărăcie și de idolatrie să părăsească ființele lor chiar acum, în clipa aceasta, casele lor, banca lor, Doamne, numele lui Isus Hristos și tu să le binecuvintezi mâinile lor. Întinde mâinile și crede că în clipa asta Domnul se atinge de mâinile tale. Binecuvintează mâinile lor, Doamne, pe tot ce vor pune mâna, binecuvântarea ta va fi peste ei, pe tot ce se vor atinge, peste patronul care vor lucra, Doamne, binecuvintează-l, Doamne, din abundanță, ca atunci când vor lucra, prezența cuvântului tău, Doamne, să fie peste cei care lucrează și peste cei care sunt binecuvântați să fie binecuvântați din belșug, din binecuvântare. Și mă rog în mod deosebit, Doamne Iisuse, sunt mulți care doresc să samene, Doamne, și simt în Duhul meu că sunt persoane care vor să samene în Împărăția Lui Dumnezeu. Și mă rog în clipa aceasta să le dai, dai. sămânță de Amin. sămânat. Amin. Chiar acum, Doamne, desleg de la nord, de la sud, de la est, de la vest, Doamne, și cred Dumnezeul păcii prin credință că Tu poți să faci lucrul acesta. atinge de ei, Doamne, chiar în momentul Amin. acesta, din vârful capului și până în solzii picioarelor și fă ca prezența cuvântului. Cuvântului tău, Doamne, care îl trimite acum Amen. pe calea aerului, să pătrundă adânc în lăuntrul lor, să despartă tot ce este firesc, de ce este spiritual și prezența cuvântului Tău să le ia ființă în momentul acesta, Amen. să fie binecuvântați peste așteptările lor și peste felul lor de gândire, mă rog, în numele Lui Isus Hristos și cred Dumnezeul Păcii, prin credință, Doamne, că Tu poți să faci lucrul acesta, chiar acum, în clipa aceasta, mă rog, în numele Lui Isus Hristos și în numele Tău, Doamne, încheiem această rugăciune și fă, Doamne, ca să creadă că și ceea ce ne-am rugat, nu ne-am rugat în, în, numele nostru, dar ne-am rugat în numele lui Isus Hristos, care se pleacă orice genunchi și orice putere ne este supusă. Și acum mă rog prezența Duhului Sfânt să, să atingă de ei, chiar acum. Am. În numele lui Isus Hristos ne rugăm. Amin. Amin. Frate Jonas, mulțumesc pentru participarea la această emisiune mai, mai aparte. Mă gândeam în timp ce ne rugam că într-adevăr, cu tot ce am spus noi aici, atitudinea noastră față de bani, față de bunuri materiale, în fond sintetizează atitudinea pe care noi avem față de Dumnezeu și față de cuvântul Lui. Și un verset care mi-a rămas aici din 2 Corinteni 8, acei care din sărăcia, lui Luci, din lor Luci au dat totul la Dumnezeu, mai departe în versetele de 8 cu 2 până la 5, la 5 se spune, dar s-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului. Înși, bai, bai. Înainte de a, de a da ce avem noi, bunuri materiale, bani de a sprijini, a da Domnului și de a dat celor săraci, trebuie să înțelegem că trebuie, în primul rând, noi înșine să ne dăm Domnului ca o jertfă vie și de bun miros. Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea John Militar în și să protejeze în drumurile care le ai, frate John, și cuvântul pe care o să, să fie însoțit de putere, de semne Amin. și minune. Aceasta a fost o ediție specială care a și viața. Până Dumnezeu, pentru finanțele tale, am zis noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze și acum cred că veți înțelege și mai mult ce înseamnă această rugăciune pe care, această urare, această acest salut pe care îl facem de obicei în finalul acestor emisiuni. Dumnezeu dorește să fii binecuvântat.